Astăzi vom patrula cel mai bogat cartier din Los Santos. După cum vedeți, ne-am echipat foarte corespunzător cu un Dodge Challenger, cum se cuvine. În cazul în care un suspect se gândește să fugă, cred că trebuie să se gândească de două ori. Vom trage pe dreapta doar mașini foarte scumpe, partenere urcă și tu în mașină. Să vedem ce ne ascund bogătanii ăștia. Bineînțeles, sunăm la dispecerat să le zicem că suntem ocupați. Pentru că astăzi doar asta o să facem, o să tragem pe dreapta bogătani în mașini de genul ăsta. Bineînțeles că nu o să trag pe dreapta o mașină parcată. Așteptăm să treacă asta frumos. Ne ducem în cartierul Vainut pentru, pentru cine cunoaște, mai exact în zona asta. Acolo vom da de o grămadă de mașini de astea foarte scumpe. Sper să dăm cumva și de un Bugatti, de un Lamborghini, să dăm de mașini de genul ăsta pentru că am chef să le fac scandal. Nu. De fapt, glumesc, nu vreau să fac scandal inutil oamenilor, dar sunt curios dacă ascund ceva bogătanii. Momentan vă că sunt pic cam blocat în trafic, dar nicio problemă, mai greu cu plecarea din rampă. Trebuie o să fac dreapta aici să evit un pic traficul. Ne ducem frumos pe aici și aici o să facem stânga. Și de acolo încep să vină... Ia uite, deja văd un Mustang. Am mai văzut parcă un SUV ceva foarte interesant. Deci deja încep să vină mașinile scumpe. Hai că ți-a făcut și verde până la urmă. Mamă, dar durează semafoarele astea, nu se joacă, sincer. Și deja avem în față un Bentley Bentayga, ca să vă faceți și voi o idee. O să-l urmărim chiar puțin să vedem care e situația cu el și bineînțeles să aibă și un loc unde să tragă. Ok. Tocmai văd că avem o mașină tunată în față. Bun. Cred că o să opresc mașina aia tunată să vedem ce modificări are. Mie sincer mi se pare că are niște modificări un pic am neregulamentare dacă mă întreb pe mine. Hai să vedem despre ce mașină este vorba. Trageți pe dreapta domnul în mașina verde vă rog. Mamă, dar și-o modificat asta mașina ca lumea de ton nu așa? Bun, din fericire văd că avem primul suspect care chiar a tras pe dreapta. Bun, hai partenere să vedem despre ce este vorba. Bun, nu pot să cred, nu pot să cred, nu pot să cred, fuge. O tras după noi, ce se întâmplă? Partenere sus, partenere! Bun, hai că avem o urmărire de făcut în momentul ăsta. Deja, deja au venit întăririle, nu pot să cred. Mamă, 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 nu, întăririle, nu! Nu pot să cred ce s-a întâmplat aici, bă! Haosul de pe lume, pe aici, partenere. Dreapta, bun. Mamă, nu am loc pe stradă de ăsta Vezi că și el are mașină bună, sincer L-am văzut pe aici, o făcut dreapta Cred că o să avem nevoie de întăriri și mai multe, sincer Nu degeaba facem ce facem pe episodul de astăzi După cum vedeți, bogătanii au foarte mult peu Se iau în gură cu poliția Mamă, dar vezi că nu suntem deloc bine O să mai am nevoie de niște întăriri Îl pierdem pe băiatul, nu pot să cred Nu cred că l-am pierdut Ok, pe aici pe undeva s dus Ok, l-am pierdut, bă, nu pot să cred. Pe aici prin față trebuia să se fi dus. O reușit să scape, bă. Nu pot să cred, n-am chemat elicopterul la timp și o reușit să scape, bă. Despre asta vorbim, nu pot să cred ce se întâmplă. Da, oficial, cred că putem să oprim girofarul, nu cred că mai avem șanse să-l prindem. Doamne, ce s-a întâmplat acolo, nu pot să cred, bă. Vă căsucam că am eliberat și traficul, știu ăștia de frică, aparent, cred că cum au auzit 100.000 de girofaruri, s-au gândit și ei că ar fi momentul să plece sau ceva, nu? Bun, nicio problemă, niciodată nu este prea târziu să oprim pe altcineva pe dreapta. Hai să vedem, avem din nou un Bentley, dar nu o să iau de pe sens opus, să nu pară că abuzez efectiv. Cam așa arată interiorul, cam pe sărăchie interiorul, sincer. Avem la casa asta mare Bentley și Aston Martin, deci eu v-am zis că ăsta e cartier de la de bogatani și v-am zis, bă, bă, Mie încă mi se pare șocant că din prima o fugit și l-am și pierdut. Vedeți ce înseamnă mașină tunată și de ce trebuie trasă pe dreapta o mașină tunată? Pentru că oricând poate să facă chestii de genul, pentru că și-o băga... Nu pot să cred ce asemănătoare era, dar nu e. Era... Bă, da, era tot aia! Nu pot să cred, era aceeași mașină! Nu pot să cred și odată ronul jos, cred că... Bun, avem nevoie de întăriri repede, 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 cât mai multe întăriri. Nu vreau să-l pierdem din nou! Nu pot să cred la ce asist! Bun, de data asta o să cer uh, suport aerian Nu mai stăm la discuții Văd că ăla merge mai repede decât dojul nostru Dar nu, că de data asta îl prindem Bun, avem cel puțin 3 echipaje de întărire Am chemat și elicopterul De data asta îl prindem Pe ăla nu pot să cred și da, dat doar, el eleronul jos Mi s-o părut mie suspect Nu pot să cred că o scăpat iar nu are cum să fi scăpat Iar nu are cum E drum drept pe aici, trebuie să-l prind Uite-l, 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 îl văd O să-l prindem de data asta Bun, feriți-vă, feriți vă șerif! Au făcut stânga aici Aoleu, l-au pierdut șerifii Eu am văzut că au făcut stânga aici, pot să jur uite uite-l, uite-l, uite îl văd încă Mamă, nu pot să cred ce mașină are ăla Ok, nu-mi place ce se întâmplă L-am găsit din nou, practic Bun, hai că se poate, se poate, se poate Îl prindem de data asta Dar are o mașină extrem de rapidă, după cum vedeți Trage pe dreapta în momentul ăsta Trage pe dreapta Bun, cerem niște spike strip Hai să vedem niște bandă de țepi avem noroc? Aparent da! Bine, șerif! Bine, șerif! Despre asta vorbim! Perfect! Am avut și noroc cu banda de țip, gata, l-am oprit. Deci odată eleronul jos și o crezut că scapă și pentru o secundă chiar o trecut pe lângă mine fără să realizez. Mi s-a părut mie că e aceeași mașină, dar nu avea eleron. Ok, să vedem. Aparent o să o mișca repede, băiatul. Bun, hai să vedem cu cine avem onoarea. Până la urmă l-am prins. Jos, partenere, să vedem. Mâinile sus! Ești din mașină cu mâinile sus în momentul ăsta! Ieși din mașină, am zis. Nu stăm la discuții. Ok, cred că am nevoie de întăriri să-l scoată din mașină. Nu o să mă ocup eu. Bun. Este un suspect foarte periculos, din păcate. Mâinile sus în momentul ăsta. Vei fi arestat. Bun. Perfect. Atât am vrut. Până la urmă tot l-am prins. Bine, mă, despre asta e vorba în poliția Los Santos. Perfect, mă, perfect. Bun, colegii mei pe fundal nu știu ce fac Sincer, vă mulțumesc super mult colegii Sunteți liberi din momentul ăsta Tu în schimb nu vei fi liber pentru foarte mult timp Te invit să vii cu mine pe marginea drumului Să nu încurcăm drumul Perfect, nu, de fapt știi ce? Rămâi aici pe marginea drumului, de fapt Mașina asta pe care o avem noi Nu știu dacă ați observat Este strict pentru intervenții Nu este și pentru transporta, de pa pacienți Am vrut să zic Nu este și pentru transporta suspecți Ok, ceva ceva se întâmplă cu, cu, colegul meu. Colegul, colegul, nu ai locul de ta mai mașina pe... Păi, am înțeles. Da, sincer, nu pot să zic că îmi pare rău pentru tine, nenea. Bun, avem nevoie să te identificăm puțin. Hai să stăm un pic la discuții. Vreau la dispecerat să verificați un pic pe bărbatul ăsta. Îl cheamă Marcus Clifford. Ok, Marcus, rămâi un pic aici cu partenerul meu aparent. Tot trebuie să mai mut un pic mașina asta, din păcate. Pentru că nu ne prea înțelegem, după cum se vede. Bun. Vă că au reușit să, să mă lasă și în pace puțin. Bun, hai să verificăm și mașina lui Marcus, care de altfel vă că nu are număr de matriculare pe față, dar e ok atâta timp cât are pe spate. Să zicem că e ok. Deci este un alfa verde cu modificări ilegale. Hai să vedem puțin dacă are asupra lui ceva. Partenere, te invit să-l percheziționez puțin. Până una alta vreau să-i verificăm mașina. Sunt curios dacă avea vreun motiv pentru care fugea în halul ăsta sau pur și simplu din cauza că avea mașina modificată. Bun, aparent are ceva suspicios la el, nicio problemă. Mă, în mașină nu are nimic suspect, doar la el are ceva suspicios. Are o mască de clown, dar nu o înseamnă prea multe, sincer, nu putem spune că asta ar fi o dovadă. Bun, hai să vedem totuși ce avea la el. Verificăm aici frumos la porbagaj. Și avea un mic burcan cu ceva în el. Sunt destul de convins că avea ceva în borcanul ăla, din păcate, pentru el. Bun, asta nu este. Să sperăm că nu avea nimic. Deși, oricum, o să meargă la pușcărie asta 100% pentru ce-a făcut. Mi se pare încă ireal că a reușit să scape și după aia l-am prins până la urmă din nou. Aparent, da, deci are posesie de substanțe ilegale. Bun, mașina o putem... Hai să vedem un pic, de fapt, ce cu mașina asta. Văd că are roțile alea 100% ilegale. Nici, nici nu înțeleg cum poate să meargă cu astfel de roți uriașe. Eu înțeleg că arată bine, dar sunt uriașe. Și am văzut înainte un eleron pe care vă -o, o da jos, așa că nu se să-i dăm amendă pentru eleronul ăla. Da cam atâta. Are ruțile, este incredibil de uriașe. Bun. Momentan lăsăm mașina aici că nu deranjăm pe nimeni. Nu chemăm încă tot tracu. Vreau să văd dacă a consumat substanțe interzise domnul, domnul Marcus, dacă nu mă înșel îl chema. Până la urmă văd că și-a făcut treaba dogiul nostru. Este foarte bine. Atâta numai că nu putem transporta suspecti cu el. Văd că nu a consumat nimic, domnul. Bun, băuturi alcoolice ați consumat, domnul? Hai să vedem, domnul Marcus. Sper că nu ați consumat nici băuturi alcoolice. Și, din fericire, nu a consumat nici băuturi alcoolice. Ok, în momentul de față veți fi arestat și veți fi escortat de o mașină de poliție până la secția de poliție. Până în alta mașină, asta va trebui să o ridicăm, din păcate. Bun, o să chemăm o mașină mare de ridicări, pentru că e extrem de uriașă mașina. E ceva ca lac, dacă nu mă înșel. Bun, uh, și hai să vedem totuși cu, pentru ce l-acuzăm pe domnul Marcus. Ia uite că vine și tot tracu. Bun, hai să vedem pentru ce o să l-acuzăm. În primul rând, uh, lui tot în regulă, în afară de modificări, bineînțeles. Pentru modificări, cred că o să-i dăm doar o amendă. Modificări neregulamentare, bineînțeles, îi dăm și amenda respectivă. În schimb, acum trebuie să ne gândim foarte mult pentru ce o să-l arestăm. Cred că putem să punem cam tot ce scrie pe ei, sincer. Conducere pe contrasens, evitarea arestului, conducere imprudentă, depășirea vitezei de peste 160 la oră. Eu cred că o depășit lejer și cam atâta. În rest, nu mai făcut nimic. Efectiv, a fost un șofer foarte nebun. Momentan, pentru atât o să-l arestăm. Bineînțeles, o să chemăm și transportul pentru el acum. Mașina va fi ridicată aproape instant. Bun. Cer un transport pentru domnul Marcus aici de față. Un om foarte ilegal de altfel. Bun. Uh, colegu. Colegu, ai și tu un pic să, să lăsăm tot tracul să treacă că... mama, mama, mama. Mă, nu știu ce e cu colegii mei de la poliție. Dar se întâmplă chestii. Uitați-vă că toată ziua se lovesc. Bun, ah, am înțeles, nu, 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 prefer să nu mai comentez, ai partenere, urcă. Bun, oficial am rezolvat cu domnul Marcus, Sincer nu mă așteptam la asta Nu mă așteptam să ajungem pe offroad Cu mașina asta sincer Că nu prea e o mașină de offroad Dacă mă înțelegeți ce zic Și acum trebuie să revenim din nou pe Vine Când să ne facem intrarea pe Vine Deja văd un Ford GT Care e full negru Sincer mi se pare că e cam dubios de închisă culoarea Dar cred că e totul legal Și cu toate astea totuși vreau să-l oprim să, ne ve să verificăm dacă totul este în regulă Vă rog să trageți pe dreapta domnul cu Ford GT Mai pe dreapta vă rog mulțumesc Bun, aparent pare să fie ok, pare să asculte. Bun, hai să vedem cu cine stăm de vorbă. Mă, mașina pare în regulă, e doar foarte neagră și foarte frumoasă, nu avem ce zice. Dar este în regulă, hai să vedem dacă și actele sunt în regulă. Bună ziua, actele la control, vă rog. Este un simplu control de rutină, nu trebuie să vă îngrijorați. Bun, avem onoarea cu domnul Alexandr Rusakov, am înțeles, bun. Dispecerat o verificare a acestei mașini, vă rog. Văd că pe față nu are număr de matriculare. Pe spate are, deci suntem ok. Bun. Hai să verificăm la calculatorul mașinii dacă are ceva sau nu are ceva. Bun. Și treaba stă în felul următor. Deci este domnul Alexandru care aparent a mai fost odată arestat pentru vânătoare ilegală. Ok, nu-i treaba noastră în momentul ăsta. Mașina văd că e și ea în regulă. O să-i facem doar un control cu etilotestul să vedem dacă o consuma ceva. Deși mergea foarte frumos, dar niciodată nu poți să știi bun. Vreau doar să vă facem un control, să vedem dacă ați consumat substanțe alcoolice, băuturi alcoolice mai exact, mulțumesc. și să sperăm că nu. Bun, aparent nu ați consumat nimic, vă mulțumesc, sunteți liber să plecați, fiți în continuare un cetățean civilizat, ca și noi de altfel. Deci vedeți că se poate, vă. se poate să oprim și o astfel de mașină să fie totul frumos. O oprit, nu băut, nu a avut absolut nimic ilegal. Bun, noi ne întoarcem și ne vedem de drumul nostru în continuare. Gata că oficial am intrat pe Vainut. Mamă, ce cu mașina aia, fratele meu, cât de modificată, îi. Aia nu e legală de nicio culoare, dar nu ne putem lua de ea pentru că nu merge. Adică poți să ai mașina cât de modificată vrei tu, atâta timp cât nu mergi cu ea, logic, nu? Așa că nu o să abuzăm de putere, bineînțeles, să ridicăm mașina Iuria. Noi continuăm patrula și să sperăm că o să mai găsim ce... De fapt, nu să sperăm. Nu știu de ce o dau așa, că zici că sunt polițiți de la care abuzează. Mamă, ce Lamborghini frumos. Nu vreau să dau de ilegalități, dar vreau să sperăm că o să le oprim în cazul în care se întâmplă. Ok, cei cu g clasul ăsta, fratele meu? Ok, momentan îl mai lăsăm un pic în pace. Mergeți, mergeți, deplasați-vă. Lăsăm un pic în pace pentru că nu are unde să tragă pe dreapta aici și nu vreau să creăm un ambuteaj din nou. Dar ce frate cu g ul ăsta modificat în halul ăsta? Despre ce vorbim? Bun, dispeceratul un control la acest g class vă rog. Hai să vedem care este faza cu mașina asta. Ok. Deci nu pot să cred că se deplasează cu o astfel de mașină care nu are nimic. Nu are asigurare, nu se știe cine e proprietarul, nu are talon, nu are nimic, nimic, nimic. Bun, în continuare căutăm un loc unde să-l putem trage pe dreapta, ca aici nu e cel mai perfect loc, sincer, doar creăm ambuteaje și nu vreau asta. Și probabil că o să ajungă direct la închisoare, din păcate. Bă, dar chiar nu avem unde să-l tragem pe... Dreapta. Mamă, ce flăcăr scoate, ok. Încă o chestie care nu știu cât de legală este, sincer. Aparent aici, după gardul ăsta, cred că suntem pregătiți să-l tragem pe dreapta. Bun. Trageți pe dreapta, domnul cu gecla trageți pe dreapta în momentul ăsta. Bun. Trageți pe dreapta, am zis. Trageți pe dreapta, rămâneți aici unde sunteți acum. Trageți pe dreapta. V-ați pus un pic am în intersecție. Hai totuși să să trecem de intersecția asta. Veniți după mine, vă rog. Haide să nu încurcăm tot traficul. Haide, deplasarea după mine, vă rog. Uh, tocmai ați creat... Tocmai au creat un accident, nu pot să cred. Bun, aici pe margine suntem safe, suntem bine. Hai, mai în față, mai în față, mai în față. Mai în față puțin, vă rog. Perfect, bun. Suntem bine acolo. Tocmai au creat un accident. Din păcate, domnul cu Fordul a plecat, așa că nu știu ce să zic. Bună ziua, actele la control, la control, vă rog. Nu trebuie să fiți nervos, nu înțeleg, nu trebuie să... Nu, nu îmi dați actele. Bun, vă mai rog încă o singură dată toate actele la control. Asigurare, talon, permis de conducere. Bun, aparent ne putem înțelege dacă suntem oameni buni. O să merg la mașină să verific, să văd despre ce este vorba. Și mamă, dacă cum arată ce clasă ăsta sincer, arată foarte frumos, dar din nou. O mașină care arată foarte frumos de obicei nu este legală, din păcate. Astea sunt legile, trebuie să le aplicăm, nu? Deci îl avem pe, pe, Luis Daniels, care nu are nici permis de conducere, e expirat de, 300, de fix un an. Ok, și mașina asta nu se știe nimic despre ea, nu pot să cred. Mă, în cazul de față nu o să fie foarte complicat. Bun, nu cred că o să-l arestăm, nu a făcut chiar așa încât să-l arestăm. Bun, vă rog să coborâți, domnul șofer. Haide de coborâți puțin Mamă, dar ce... Nu vrea să coboare Vă mai rog o singură dată să coborâți Altfel vom folosi forța Bun, văd că suntem ok Bun, veniți cu mine pe trotuar să nu încurcăm traficul, vă rog Haide, după mine Și mașina asta, din păcate, pentru dumneavoastră Va fi ridicată Nu respectă absolut nicio normă de siguranță Nu știm absolut nimic despre ea Mai este și modificată în ultimul hal Uiteți ce, ce suspensie are pe spate, e lăsată încă un pic și o lasă și pe, pe jos aparent. Bun, o mașină super frumoasă care din păcate e foarte ilegală. Nici măcar nu am văzut că era și un pasager. Uh, cu dumneavoastră nu avem absolut nimic, mulțumesc că v-ați dat jos din mașină pentru că trebuie să facem o mică căutare. Să vedem dacă totuși transportați ceva ilegal, aproape că nu se mai deschide capota de roata aia. Aparent nu transportați nimic ilegal. Bun, mă bucur pentru dumneavoastră în cazul de față. Modificări ilegale, deci roțile astea total ilegale, sunt mult prea mari, după care roata aia de pe capotă din nou, care-i sensul, de ce ați pune o roată pe capotă, nu mai aveți vizibilitate de absolut deloc, bineînțeles că nici cu luminile alea de deasupra nu vă văd foarte bine. Din păcate mașina va fi ridicată în momentul ăsta de o mașină mare de tractări și veți primi următoarele amenzi. În primul rând, conducere cu permisul de conducere expirat. Asta nu i foarte bine, dar din fericire pentru dumneavoastră, astăzi nu vreau să vă trimit la închisoare. Starea vehiculului, modificări neregulamentare, operarea vehiculului, producerea unui accident... Cam atât am putea să spunem. Veți primi trei amenzi din păcate pentru dumneavoastră. Mașina ridicată nu mai este treaba mea ce se întâmplă cu mașina aia, poftim amenzile. Sunteți liber, din păcate, va trebui să vă chem un taxi sau un Uber, cum considerați dumneavoastră. Bun, o să vă chem un Uber de data asta. Uh, și dumneavoastră, și dumneavoastră va trebui să vă chem un Uber. Asta este, nu avem ce face, din păcate. Uh, se mai întâmplă. Bun, așteptăm să le vină Uber-ul la Don. După care o să ne reluăm patrularea Mama, da să tot faci Uber cu mașina asta, bă Unul cu seria 7 și celălalt cu Volkswagen Passat Mă, se respectă băieți, n-am ce zice Mă duc și eu tot în direcția lor Bun, oprim girofarul, nu mai avem nevoie Și hai să vedem ce mașini urmează să mai oprim o tăiat un pic alea, dar să zicem că las de data asta. O luăm tot pe aici, că am impresia că pe aici o să dau de ei. Colegul meu a fost chemat până la secție, așa că a trebuit să mi-l schimbe. Sunt cu un nou coleg aici de față și avem în față mare Rolls Royce, nu pot să cred. Vreau să văd despre ce e vorba cu mașina asta, e prea frumoasă. Trageți pe dreapta, vă rog. Deci efectiv vreau să-l verific pe ăsta, să vedem care e faza cu mașina asta. Vă că și-o atins -o un pic, e fix problema lui, sincer. Vă că totuși a oprit, suntem ok momentan. Mamă, cât îmi place mașina asta. Bună ziua, domnișoară, actele la control, vă rog. Mamă, eu deci este o fetiță singură în mașina asta, dita mai e mașina. Perfect, mulțumesc, o să mă duc la mașină să verific. Hai să vedem despre ce e vorba până una alta. Cred că putem să cerem dispeceratului să-mi verifice, și să verifice mașina, dar nu pe ea. Bun, hai să vedem despre ce este vorba. Mamă da frumoase, bă, deci avem de-a face cu Laura Anderson, care aparent nu are absolut nicio problemă pe istoricul cu ei. Și nici mașina nu pare să aibă nicio singură problemă. Mă, în cazul de față, zero, zero. cred că Mary, suntem Charles, bine. Vă mulțumesc foarte mult nine. pentru cooperare, Target sunteți liberă să plecați. Four. De ce să vă mint că am vrut să vă și eu cum arată mașina asta. Din fericire nu am, nu am încălcat absolut nicio regulă. Mamă, și merge de sola, despre ce vorbim? ce cu traficul ăsta din nu fratele meu? Bun, gata, gata, sunteți liberi, vă rog să vă deplasați. Deplasarea, bun. Deplasați-vă, vă rog, mulțumesc. Așa, bun. Mă, ca niciodată, eu, uite, încearcă tot să-mi dea prioritate. Ce se întâmplă? Bă, deci, doar vreau să numărați la fiecare casă în parte. Cred că o să vedeți un supercar sau o mașină. Uite, un Audi e acolo. O mașină de lux, în principiu. E șocant, bă, deci, au oamenii ăștia niște mașini și niște bani. Ia, uite, aici un Bentley. Ce urmează? Hai să vedem următoarea casă. Ce mașină credeți că o să aibă? Mamă, uite, Mercedes-ul ăsta frumos, rău de tot. Mamă, un Bentley mod... Ok, modificat, dar nu părea să fie modificat ilegal. Nu o să-l tragem pe dreapta, v-am zis, nu abuzăm total a Ia să vedem, din nou un Bentley, acolo parcă era un Mercedes aici. Iar cred că nu, nu am observat de fapt ce era acolo. Un Aston Martin și un Bentley, bă, bă că le place super mult Aston martin și Bentley-ul. El are trei mașini, un Corvette, bă. no, oh, da, asta și face gazonul frumos. Dar momentan, nu încarcă nimeni legea ceea ce e foarte bine, dar încă nu am văzut o mașină din aia scumpă rău de tot. Vreau să văd astăzi un Lamborghini, sincer, și dacă îl văd, promit că îl trag pe dreapta numai ca să nu uităm la el și dacă nu a făcut nimic, nu îi nu, nu facem nimic, pur și simplu îl tragem pe dreapta să vedem despre ce este vorba, că vreau să văd și o mașină de asta mai, mai scumpă. Mi se pare mie că băiatul ăsta cu Bentley circulă... Exact ce am vrut să zic bun O verificare rapidă și o tragere pe dreapta Vă rog să trageți pe dreapta în momentul ăsta Deci eu nu pot să cred ce se întâmplă Bun Nu vreți să trageți pe dreapta atunci veniți după mine vă rog Haide tragem aici pe dreapta Vă rog să veniți după mine să tragem pe dreapta Haideți haideți Nu pot să cred Nu pot să cred Deci nu pot să cred la ce a zis frate Mă și ăsta cu bentley fuge de mine Mai mă feriți-vă feriți va, -vă, Alo gara Ce se întâmplă cu traficul? Bun, hai să vedem cu cine avem de-a face. Tot îl facem să oprească pe băiatul ăsta. Nu are unde să fugă cu mașina asta de noi, sincer. Trageți pe dreapta în momentul ăsta! Trageți pe dreapta! Poate nu am fi înțeles că era vorba de el. Hai să zicem că nu ne impacentăm chiar atât de tare, atâta timp cât stă. Bun, poate o fi crezut că vreau să trag pe altcineva pe dreapta. Să zicem, bună ziua, domnișoară. Documentele la control, vă rog. Aparent azi avem de face cu foarte multe domnișoare, din câte văd. Bun, hai să vedem despre ce este vorba. Mașina nu știu dacă a fost verificată de dispecerat sau nu, dar verificăm imediat. Eric Wright și că s-ar numi, ok. Nu e destul de dubios dacă mă întreb pe mine. Bun, stai așa. Păi stai așa că ceva, ceva nu merge aici. Deci avem de face cu o femeie. Cine este acel Eric despre care vorbim? Bun, ea este. Stai că verificăm pe calculatorul de mână. Ea este, după calculele mele, Lyra McRoll. Da, ea este. Bun. Nu știu cine este acest Eric Wright. Hai să vedem mașina despre ce vorba. A, mașina e pe numele lui. Am înțeles. Poate e bărbatul ei sau ceva. Nu ne interesează asta. Perfect. Deci, aparent, Lyra, văd că e tot în regulă și cu ea. În schimb, ce-a ce fost cu faza aia? Bun. De ce conduceți într-un mod neglijent? Ok, acum învățați pe păi și singura în mașină cu Dita mai în mașina v-ați gândit să învățați. Nu credeți că nu e cea mai bună idee? Vreau să vedem dacă ați consumat băuturi alcoolice, vă rog. Din păcate nu o să scăpați fără amendă și vă recomand să aveți pe cineva cu experiență mai multă în mașină dacă încercați să învățați și nici de cum cu o mașină atât de uriașă ca asta. În rest, mașina pare în regulă din fericire. Bun, hai să vedem. Bun. Deci, din fericire, nu ați consumat nimic, dar, din păcate, va trebui să vă acord o amendă. Deci, hai să ne, să ne gândim. Mamă, ce Porsche frumos, mă, frumos, nu avem ce zice. Deci, cred că o să-i dau doar conducere neglijentă, mă gândesc. Bun. Uh, operarea vehiculului, conducere neglijentă și cam atât mă gândesc. Nu o să-i dau mai multe, mai ales că e tânără, vrea să învețe. Hai să nu, să nu fim chiar așa cu așa. O să trecem peste faptul că nu au oprit din prima, mă gândesc că s-o fi panicat, o crezut că nu pe ea vreau să o opresc. Mă se gândea și ea că nu avem motive să o oprim, dar din păcate am avut motive să te oprim. Vă mulțumesc pentru colaborare, vă rog să plecați. Bun, hai să nu mai blocăm accesul la casa asta. Partenere urcă în mașină, aparent avem un porce care merge pe contrasens. Ok, stai că... Ceva... Nu pot să cred că au făcut asta. Deci o să cred că o făcut asta, am înțeles Vă rog să trageți din nou pe dreapta Din păcate va trebui să vă sancționăm puțin mai tare Hai să vedem despre ce este vorba Trageți pe dreapta, bun, băiatul ăla a plecat Deci eu nu pot să cred că abia au plecat și au cauzat un accident Din fericire pentru ea, celălalt a plecat Înseamnă că nu s-au lovit prea tare Dar uite, abia se vede bara zgăriată Bun, de data asta o să procedăm în alt fel Vă rog să coborâți din mașină eu înțeleg că e o mașină scumpă și mare, dar totuși, asta nu înseamnă că puteți să conduceți cum vreți. Din păcate, va trebui să vă arestăm pentru conducere imprudentă. Am impresia că sunteți un pericol pe drumurile publice. Nu cred că o să mai aveți dreptul să circulați din momentul ăsta. Bun, Trafic, conducere pe contrasens, aș putea să dau și asta, dar momentan lăsăm doar conducere imprudentă. Încă am de gând să fiu de treabă. Din păcate, va trebui să cer un transport pentru dumneavoastră. Veți fi arestată pentru că tocmai ați cauzat un accident după ce ați fost oprită de poliție. Ceea ce mie, sincer personal, mi se pare inadmisibil. Așa că urmează să vă pun cătușele în momentul ăsta. Îmi pare nu pot să cred. Nu pot să cred, nu pot să cred. Ok, ok, nu pot să cred că o de ce să fac asta, mâinile sus, mâinile sus în momentul ăsta, nu pot să cred ce se întâmplă, de deci ce o ales să fac așa ceva, chemăm o ambulanță, dispecerat o ambulanță vă rog, cine este domnul, ce face aici, pleacă domne de aici, nu pot să cred că s-o gândi să tragă, de ce mă, ce s-a putut întâmpla oare mă, cred că domnul e șoferul, ok, ceva se întâmplă foarte dubios în trafic, ne prefacem că nu mai este treaba noastră traficul în momentul ăsta. Hai să verificăm un pic mașina. Avea ceva în mașină și voia să nu vedem când urma să o ridicăm cumva. Aparent, dabă, O servietă plină de substanțe interzise. Nu pot să cred. Ok, hai să vedem dacă o mai pot salva. Va fi arestată pentru mai multe fapte, din păcate. Bun, nu știu, încă nu înțeleg ce se întâmplă cu traficul. Va trebui să oprim, efectiv, traficul în momentul ăsta. Și o să chemăm uh, un echipaj care să ne ajute, că deja efectiv nu se mai poate. Bun, o să chemăm un echipaj care se ocupe de trafic. Și va trebui să ridicăm mașina asta, din păcate. Bun, o mașină mare, că e Dita mai Bentley-ul. Deci exact despre ce vorbeam. Trebuie să oprești orice mașină vezi în trafic, că niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Bun, hai să vedem. Din păcate, aparent nu a reușit să supraviețuiască, deci nu mai avem pe cine să arestăm. Asta înseamnă că avem de făcut mai puține acte, dar... Nu despre aia era vorba, din păcate Așa că va trebui să chemăm medicii lo Logiști, am vrut să zic Legiști, din păcate Nu știu ce a apucat-o, de s-a decis să tragă După noi, sau au pus arestului Partenere, te invit în mașină Mamă, cât de bine arată pentru ul la păcat Mare păcat, sincer Bun, urcă partenere în mașină, așteptăm aici până Până vin medicii legi să o ia, să o preia și ne continuăm drumul. Ce să facem? Am eliberat traficul până la urmă. Văd că a fost preluată și pacienta. Din păcate se mai întâmplă. Nu știu de ce a decis să tragă. Asta este. Noi ne reluăm activitatea și facem stânga pe aici. Chiar dacă nu e neapărat legal. Dar asta este viața. Opa, aparent avem aici alt ofițer care a oprit un corvet. Sau dub. Asta e că nici nu-mi dau seama. Nu m-a oprit un corvet. Bun, cred că o să A, aparent, o terminat. Bun, stima și respect, o terminat cu controlul. Văd că avem o dubă parcată total, aiurea, dar astăzi nu ne ocupăm de așa ceva. Ok, în schimb de corvetul ăsta, cred că o să mă ocup. Efectiv, e parcat în mijlocul drumului un supercar, voi vorbiți serios? Doamne, ce se întâmplă? Dispecerea vreau să-mi verificați puțin mașina asta. Ce se întâmplă aici, mă? Cum să-ți abandonezi astfel de mașină pe mijlocul drumului, mă? Doamne. Ok, pare tot în regulă cu ea. Din păcate, va trebui să o ridicăm. Efectiv, stă mult prea în drum exagerat. Eu mai înțeleg că pui duba, mai strâmb un pic, că nu are loc, dar un corvet să-l pui în mijlocul drumului, asta chiar nu mai înțeleg, sincer. Vă că au venit deja ridicările. Imediat o ridică. Opa, nu mă încet, stai să dăm un pic slow down la trafic, au luat o razna băieții, bun. Partenere urcă, haide. Bun, văd că a fost ridicată mașina, putem să dăm drumul la trafic și să ne continuăm treaba. Doamne, ce se întâmplă, mă, frate, aici? Au luat o razna și bogătanii, aparent. Uite, mașinile este sparcate cât de cât, acum... Ok, uh, trebuie, să, trebuie să chem aici a... Trebuie să chem o unitate că nu se mai poate Efectiv nu am de gând să mă ocup eu de tot traficul ăsta în momentul de față Uitați-vă numai cât de frumos arată Rolls Royce-ul ăla bă. Ce e drept e destul de scumpă mașina aia Dar cred că mai degrabă îi lăsăm în pace Sunt în continuare în căutarea unei mașini mult mai spor, mai faine Să vă arăt și vouă o mașină din aia mă, cum, cum le place numai la bogătani ăștia Mă, foarte multe dube parcate aiurea, sincer, pe străzile astea Nu înțeleg ce-i pe aici, ce se întâmplă Momentan totul în regulă, asta cu porcele din fața mea merge foarte bine. Uite-te cum evită și toate mașinile, ca niciodată. Bun, aparent echipajul văd că s-a ocupat de strada aia blocată, că deja au plecat de acolo, nicio problemă. Bun, foarte frumos domnul cu Porsche, așteptăm la semafor să vedem care tece pe roșu. Destul de liniștit orașul în continuare, mama avem și un Logan de poliție acolo frumos, din nou un Rolls Royce. Opa, ce avem noi aici în față? Este cumva un Lambo abandonat tot așa în mijlocul drumului? Mă, stai că nu înțeleg. Ok, depășește-ne doamna cu bentley -ul. Deci aici avem o casă uriașă. Mamă, chiar că e o casă uriașă unde bineînțeles că nu o să intru, că nu am vrut mandat de percheziție. Am vrut doar să văd. Cu o intrare uriașă și și-o lăsat Lamborghini-ul la intrare, efectiv. Hai să vedem numere de înmatriculare, vă care. Dispecera, vreau să-mi verificați Lamborghini-ul ăsta, să vedem care-i treaba partenere. partenere, partenere. partenere. 1, las 1, arma tall. din mână. 2, ok. 10, Bun, hai să vedem dacă totul e în regulă cu mașina asta. Este mașina lui Dan. Hai să vedem. Cine ești tu, mă, Dane? Bun, este un Lamborghini Destau, doamne, Lamborghini Reventon, care pare în regulă cu totul, dar e parcat în mijlocul drumului, voi vorbi serios. Din păcate, nu știu cum să vă explic, va trebui să ridicăm mașina, chemăm o mașină mare de tractări, că nu vreau să avem probleme să o zgriem. Nu mă așteptam să fie asta întâlnirea noastră cu un Lamborghini, sincer. Efectiv trântit, total aiurea pe drum. O mașină de altfel extrem de frumoasă. Bun, hai să vedem să vină și mașina de tractori. Și n-au decât să o ia de la tractori. din păcate, dacă s-au decis să o parcheze aici. Ia uite că vine și mașinița. Și se ocupă imediat Partenere, urcă și tu aici Vreau să ne punem un pic pe dreapta aici Sau mai Da, uite aici, perfect Că vreau să vedem mașina asta cum trece pe lângă noi Ia uite-o, bă, cât de frumușață îi, bă Frumușață de mașina abia în cape Ca să vă dați și voi seama cât de uriașă îi Persoana asta din față cu Bentley mi se pare că merge un pic am repede. Opa, mamă, mamă, ce flăcări scoate! Momentan îl lăsăm în pace, dar îl urmărim puțin pentru că mi se pare că merge puțin haotic. Aproape o tăia calea la cineva înainte și nu mi se pare ok. Mașina pare, da, clar, e modificată ca lumea de tot. Ok, momentan îl lăsăm în pace, în cazul în care nu face nimic nu o să-l oprim, dar cine știe, oricând, mamă, mamă, cât a groapa, oricând poate să facă ceva la cum am văzut că se, că se descurca cu traficul. Bă, frumoasă mașină, n-avem ce zice. Bineînțeles, foarte frumoasă și mașina noastră de poliți. Mamă, mamă, ce are, bă? Ok, ce s-a fratele meu? Am 90 la oră și nu-l pot ajunge. 100 la oră, nu pot să cred. Ok, trebuie să porni în girofarul pentru asta. Deci am 100 la oră și abia acum au reușit de o, frânat. Trageți pe dreapta al momentul ăsta. Deci avea undeva la 100, cam la 100 la oră cred că a ajuns Hai că până la urmă vă că o tragi și pe dreapta Foarte bine că o găsit un loc în care poate să tragă pe dreapta în siguranță Asta e ok Bun, hai să vedem de ce s-o gândit să meargă cu viteza asta Bună ziua domnișoară, actele la control Mă, deci astăzi chiar numai de femei dăm aparent Bun, este, o cheamă Amy Bailey Și hai să vedem un pic mașina asta, văd că de matriculare are Văd că este și un pasager, nu avem momentan treabă cu pasagerul Mă, roțile alea, sincer, sunt un pic cam mari. Da, cred că o să dăm totuși o amendă pentru roțile alea. Bun, dispecerat, vreau vă rog o verificare și pentru mașina asta, cât de repede se poate. Un Bentley Bentayga roșu modificat. Bun, hai să verificăm totul ce se întâmplă cu William mașina și cu ea. Și avem un felul următor. Amy, nu pot să cred că are mandat de arestare pentru tentativă de omor a unui polițist. Nu pot să cred. Și nu cred că ăsta e, pasagerul și el are mandat de arestare. Ok, și mașina pare în regulă. Ok, uităm de toate amenziile. Mașina oricum o să o ridicăm. Bun, hai să vedem. Doamna Amy, vă rog să coborâți din mașină în momentul ăsta. Și apare, da, și pasagerul. Nu pot să cred. Oficial sunt sunteți sub arest pentru că aveți un mandat de arestare asupra dumneavoastră. Nu pot să cred. Nu, 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 nu face asta. Nu face. Nu! Nu! Nu, ce se întâmplă, mă, frate? Bun. Stai așa, nu, 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 nu fugi, nu fugi, mâinile sus, mâinile sus. Mâinile sus în momentul ăsta. Mâinile sus și tu ai mandat de arestare asupra ta. Mâinile sus, am zis. Mâinile sus. Pe burtă. Pe burtă în momentul ăsta. Pune-te pe burtă. Vei fi arestat. Nu vrei să ai... Să pățești o pății doamna Amy. Sunt destul de convins de treaba asta. Bun. În momentul de față ești arestat. Acum îi punem cătușele Deci nu pot să cred ce se întâmplă frate mele De ce o scos arma? Ce au pățit femeile astăzi? Bun O să veniți cu mine la mașina poliției Vă rog mulțumesc Ok, veți fi arestat, ați încercat și să fugiți de poliție din păcate pentru dumneavoastră Hai să vedem ce se întâmplă cu ei. mi oare mai putem să o salvăm, o să chemăm repede o ambulanță Bun, momentan am prins un răufăcător Chemăm repede și o ambulanță, poate totuși poate să o ajute, deși nu cred că mai poate să o ajute din păcate. Bun, va trebui să verificăm și mașina. Dar nu înainte de a vedea ce este cu băiatul ăsta, hai să vedem. Să-l verificăm un pic dacă are ceva asupra lui. Partenere, te ocupi tu. Văd că o venit și ambulanța, din păcate nu știu ce mai putem face pentru ea. O să luăm totuși pistolul de pe jos să nu cumva să ajungă pe mâini nepotrivite. Bun, am luat pistolul. Uh, și aparent, nu, el nu avea nimic asupra lui. În cazul de față, va trebui să facem raportul de arestare pentru el. Îl rezolvăm repede pe el. Cody îl cheamă pe el, bun. Nici o problemă, o să-i dăm în primul rând pentru... Hai să vedem, uh, mandat de arestare. Uh, și bineînțeles, o punere rezistență la arest. Bun, momentan pentru asta îl arestăm pe Cody. O să chemăm și un transport pentru el. Bun, pe Cody l-am rezolvat. Hai să vedem dacă pot medicii să o salveze pe Amy. Nu cred că mai pot să o de sincer la cum arată din păcate pentru ea. De ce toți șoferii de Bentley scot pistolul la poliție? Nu înțeleg, nu are niciun sens. Nu e normal să se întâmple asta. Și este totuși un cartier plin de oameni bogați, cu mașini foarte scumpe. Ok, din păcate nu a supraviețuit. Îmi pare foarte rău. A fost nevoie să facem asta. Bun, chemăm medicii legii și pentru ea. Asta este. Pe codii deja l-au arestat. Bun, vreau să verificăm totuși și mașina. În cazul în care era ceva, totuși să confiscăm, că nu mai avem pe cine să mai arestăm. Aparent era o armă și în mașină și ceva ceva ilegal probabil. Mai mult ca sigur, dar nici nu are sens să mai verificăm. Le confiscăm oricum. Uh, și din păcate va trebui să ridicăm și mașina asta. Deci se întâmplă chestia. Amendă pentru roțile alea, nu mai avem cui să dăm, din păcate. Bun, au venit medicii leci le leci le nu pot să zic cuvântul ăla aparent Bun, văd că au venit și tău tracu Partenere, vină și tu în mașină Ne asigurăm că se rezolvă totul Încercăm să blocăm totuși banda asta cât de cât Chiar dacă e ea deja blocată Așteptăm să o preia și pe ea Văd că mașina a fost ridicată Și cam asta este din păcate Bun, au preluat-o și pe ea Noi nu avem decât să ne continuăm patrularea Avem un Range Rover care mi se pare că circulă cu viteză cam mare La ultima curbă am văzut că nici nu a semnalizat Văd că depășește un pic 50. Momentan suntem ok. Dacă are 50, 55, suntem ok. Dar am văzut că mi s-a mi părut că o ajuns și pe la un 60. Momentan văd că e prins în trafic. Cred că trebuie să-l urmărim un pic pe băiatul ăsta să vedem ce are de gând. Din nou se comportă foarte dubios și nu semnalizează la schimbarea direcției de mers. Așa că în cazul de față trebuie să-l oprim. Trageți pe dreapta! Să vedem care e faza cu el, de ce nu semnalizează deloc, oare nu știe că are maneta de semnalizare? Mai bine l-am oprit acum Aparent nu vrea să oprească Trageți pe dreapta, vă mai zic o singură dată Trageți pe dreapta Aici este perfect, trageți pe dreapta Mai bine l opresc acum Ia uite mă, cum știe să semnalizeze Mai bine l opresc acum decât mai târziu Să facă vreo tâmpenie, cum au făcut și ceilalți Bun, hai să vedem o mașină frumoasă De altfel, bună ziua, documentele la control Vă rog nu, nu vă că transpiră, nu știu ce să zic Hunter Jefferson Vă că îl cheamă Bun, hai să vedem dispeceratul, o verificare pentru Range Rover ăsta vă rog, mulțumesc. Hai să vedem, oare mașina e în regulă? Sperăm. Mă, până acum mașinile în principiu au fost în regulă. Nu degeaba, bogătanii văd că nu prea au probleme cu mașinile, în schimb încearcă să le, să le cam modifice și nu-i foarte legal. Văd că e tot în regulă cu el, o mai fost arestat odată din păcate, dar nu 3. pentru chestii legate de trafic. Bun, hai să-l întrebăm de sănătate, care e faza cu el, de ce nu semnalizează? De ce nu ați semnalizat domnul la două curbe la rând? Nu aveți nevoie, am înțeles, deci nu aveți nevoie, bun. În cazul de față avem nevoie noi să vă facem un test, să vedem dacă ați consumat băuturi alcoolice. Deci ați răspunsul pe care le dă unui unui ofițer de poliție, nicio problemă. Bun, vreau să vedem dacă ați consumat alte substanțe interzise, dacă alcool nu ați consumat. Sperăm că nu, sincer. Bun, din fericire nu ați consumat nimic, asta e bine. În condițiile de față va trebui doar să-i dăm o amendă pentru că nu a folosit semnalizarea, în rest nu avem ce să-i facem. Are noroc că e în regulă, că sincer la ce limbaj are, i-aș fi dat mai mult de atât sincer să fiu cu voi. Bun, să-i dăm doar uh, o amendă pentru că pentru lipsa, semnalizării la schimbare, schimbarea direcției de mes. Nu știu ce am de numai știu să vorbesc, a fost o zi lungă azi, am avut parte de împușcături din păcate, ceea ce... Nu aș fi vrut să am, bun, poftim amenda domnul Mamă ce interior are Bă frumos și ăsta n-avem ce zice, bun Sunteți liber, mulțumesc pentru cooperare Nu a vorbit el cel mai frumos Dar să zicem că asta este Tot i-am dat o amendă până la urmă O mașină frumoasă de altfel, partenere urcă și tu aici El voia să plece Cred că acum a plecat de acasă sau ceva Că văd că ieșea de pe Vinewood Bun, ieșim și noi și o să mergem un pic pe principală, dar intrăm după aia imediat înapoi în stânga. Avem în față un Dodge Viper destul de vechi, dar credeți-mă că și asta e frumos și scump și vă Ok, nicio problemă am vrut să am de-a face cu el, dar aparent trebuie să mai, ofri, să mai oprim în trafic și alte tipuri de mașini. Efectiv s-o băgat în fața lui și tocmai că ăla cu Dodge Viper-ul o evita perfect accidentul. Mamă, să tot fie șofer de genul ăla, bun. Trageți pe dreapta, vă rog. Trageți pe dreapta al momentul ăsta. S-a auzit ceva în fundal, dar nu știu, a fi fost un animal, n-am idee. alt echipaj de poliție, nu știu ce s-a auzit. Bun, trageți vă rog pe dreapta puțin mai în față, vă rog. Bun, ajunge acolo, încă un pic mai în față, vă rog, mulțumesc. Puțin acolo, acolo, perfect, perfect. Îmi pare rău, îmi pare rău. Bun. Hai să vedem, nu, nu o tras pe dreapta cum ar trebui, dar ne descurcăm și așa. Bună ziua, documentele la control, vă rog. Asta e o mașină, mașină de buget, bă. Bun, Logan îl cheamă pe el și are o mașină de zici că e Logan. Bun, dispecerat, vreau să verificăm puțin mașina asta. Să vedem care e faza cu ea. Vă că miroase un pic a ceva la el în mașină, din păcate. Sper că nu a consumat ceva. Doamne, ăștia să nu fi consumat nimic. Bun, îl avem pe Logan, care conduce cu permisul expirat. Ok, și mașina? Mașina e ok. Dar conduce cu permisul expirat. Bun. Nici o problemă. Hai să vedem dacă consuma consumat așa. ceva, că am văzut că am simțit că mirosea un pic aici. Bun, hai să-l întrebăm prima oară. Ați băut ceva, domnul Logan? Nu ați băut nimic? Bun, atunci nu vă deranjează dacă vă facem un test de alcoolemie. Hai să vedem. Sper că aveți dreptate și nu m-ați mințit. Hai să vedem. Bun, aparent chiar nu ați consumat nimic atunci. Vă verificăm și pentru alte tipuri de substanțe. Să sperăm că nu ați consumat nici așa ceva. Bun. Aparent. Aparent, domnul Logan, vă rog să coborâți din mașină în momentul ăsta. Șerif acolo pe fundal oprește și el pe cineva. Bun, îmi pare rău să vă explic, dar sunteți sub arest pentru, pentru consum de substanțe ilegale. Și imediat o să verificăm dacă aveți cumva și posesie de substanțe ilegale, din păcate. Bun, rămâneți puțin aici până verificăm mașina. De fapt, știi ce? Până verificăm noi mașina, uh, partenerei. Vino și verifică-l tu pe el în primul rând Bun, mașina arată în felul următor Hai să vedem Aparent are o armă Și o sticlă cu ceva Bun, trebuie să verificăm ce în sticla aia Și arma aia nu este legală din păcate pentru el La el vă... Ok, și la el are un cuțit Ceea ce din nou nu este foarte bine pentru el Ok, deci aparent nu este nimic, uh, nimic dubios în sticla aia Dar are o armă Vreau să verificăm de fapt și arma Chiar dacă este ilegală, trebuie să o verificăm să vedem dacă este furată sau nu. Nu are ce să caute la el cu astfel de armă, din păcate, pentru el. Ok, aparent uh, codul de pe armă este foarte zgârea și nu o putem verifica. În cazul ăsta, oricum, va fi confiscată. Trebuie să-i facem raportul pentru arest. O să-i dăm și amenda necesară pentru ce a făcut acolo, pentru ce a fost oprit în, inst în prima instanță. Bun, domnul Logan, din păcate, conducere cu permisul suspendat. Hai să mergem la amenzi prima oară. Uh, producerea, nu, nu a produs niciun accident Conducere neglijentă, în schimb Permis de conducere expirat Și cam atât ar fi la amenzi În schimb o să-l arestăm, din păcate Pentru conducere sub influența drogurilor Și pentru posesie ilegală de armă de foc Bun, arma albă pe care o are Se încadrează în norme, deci este ok Din păcate, pentru el va fi arestat Mașina va fi ridicată Îmi pare rău, domnul Logan Din păcate, trebuie să chemăm un transport pentru dumneavoastră nu o să aveți ocazia să vă plimbați cu dojo ul ăsta Bun, trebuie să ridicăm și mașina Un large stotra, cred că e suficient Nu e chiar atât de uriașă mașina Vă coveni șeriful după tine, din păcate pentru tine Bun, partenere, hai să ne urcăm și noi în mașină Să nu mai încurcăm aici, că vă coveni domnul șerif Hai, urcă, urcă, urcă Bun, hai că totuși o să stăm aici să vedem uh, ce se întâmplă Gata, s-au descurcat, i-a fost ridicată mașina, a fost ridicat și el din fericire Avem aici un porce care mi se pare că nu păstrează deloc distanța față de cel din față Încă un pic și intră în el, nu știu care e faza de unde e atât de grăbit Ăla din față merge într-adevăr un pic am încet, da, asta nu-i dă dreptul să stea așa în spatele lui Mare are cumva și neon sub mașină, eu acum văd Ia stai așa, mai mergem un pic în el ca să avem unde să-l tragem pe dreapta și mie mi se pare că are un neon galben sub mașină. Nu știu dacă doar mi se pare sau e de la luminile lui sau chiar are. Apare nici nu știe să semnalizeze. Din nou stă doar după ăla. Uite, face frâne bruște. Bun. Uh, trageți pe dreapta în momentul ăsta, domnul cu Porsche. Trageți pe dreapta. Trageți pe dreapta, vă rog. Ok. Ok. O lovit și mașina din față. nicio problemă. Din fericire pentru toată lumea văd că a tras pe dreapta. Bun. Hai să vedem care e situația de s în felul următor. Bună ziua, domnul! Actele la control, vă rog! Și aparent, da, mă, chiar are neon sub mașină. Nu pot să cred. Și eu nu văzusem asta prima oară. Doamne, cum se poate, mă? Deci în față vă că nu are număr de matriculare. În spate vă că are. Deci suntem ok cu numărul de matriculare. Hai să vedem cu cine avem onoarea și despre ce mașină este vorba. Și avem așa, domnul Chris Schrick, care nu are bineînțeles, antecedente are doar li depășirea limitei de viteză, tipic, mă așteptam la asta. Și mașina pare în regulă, un Porsche negru, destul de frumos, sincer, care nu pare modificat cu excepția neonului. Știți că montarea de lumini sub mașină nu este permisă? ci că îmi pare rău, nu știam despre chestia asta, bun. În cazul de față vreau să vă testăm dacă ați consumat alcool. Ok, o să iau în considerare faptul că nu știa și că o vorbi frumos și o ceru și scuze. De băut văd cu băut la limita limitelor, ok. Pentru că este asta va trebui să, vă, să vedem dacă ați consumat și alte substanțe. Deci se încadrează la limita limitelor cu alcoolul, așa ceva n-am văzut, bun. Alte substanțe văd că nu a consumat, suntem ok, bun. Intrăm în mașină frumos, partenerul meu, nu știu ce face, se după cer. Ce faci, partenere? Bun, și aici să vedem, va trebui din păcate, nici nu știu, că o vorbi frumos... Clar o să-i dau totuși o amendă pentru alcool și avem conducere sub influența alcoolului și nepăstrarea unei distanțe corespunzătoare, că pentru asta l-am oprit inițial. Ideea e că pentru neonul ăla nu o să-i dau nimic cu condiția să-l scoată, bineînțeles, pentru că o zis că nu știa. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Stai, 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 partenerul e atacat. Ok, ok, ajutor, ajutor, o patrulă aici în momentul ăsta. Hai să vedem ce s-a întâmplat, partenere. Ok, deci Mamă, cineva a luat -o aca pe partenerul meu cu arma automată. Bun, o să chemăm și ambulanța, o să oprim traficul în zona asta. Ce se întâmplă mai aici? Ok, stă partenerul meu acolo să se ocupe până atunci să lăsăm pe domnul cu Porsche să, să se ocupe. Să se ocupe, auzi, doamne, să plece tocmai, bun. Deci domnul o să vă acord o amendă pentru ce era stabilit, dar o să vă las în pace pentru treaba cu neonul, cu condiția să-l scoateți de pe mașină. Cum ajungeți acasă, vă rog să scoateți neonul ăla în momentul următor. Uh, în momentul de față puteți pleca, bine, mult spus puteți pleca, pentru că avem o nouă problemă aici, din păcate. Nu știu ce s-a întâmplat, de ce s-a luat colegul meu cu ăsta și avea o armă automată? Pentru binele lui ar fi, cred că, să nu fi rezistat, pentru că... Dar oricum nu cred că o rezista, că i-am nimerit un glonț fatal, din păcate, pentru el, da. Deci, aparent, nu a rezistat. Nu înțeleg care a fost treaba cu el, din păcate, pentru el. Așa că trebuie să chemăm medicii legiști. Nu știu de ce s au lua cu colegul meu, de ce străgeau unul în altul. Se ocupă oricum colegul de detalii ce mai trebuie să se ocupe. Vin medicii legiști, pleacă și pompieri. Auzi, pompieri, pleacă ambulanța. Bun, colegii sunteți liberi, din fericire. Putem da drumul și la trafic în momentul ăsta. Partenere, partenerul meu e acolo dar aud de el, bun, hai partenere urcă în mașină, cred că a venit momentul să ne ducem înapoi la secție că azi a fost o zi destul de grea sincer să fiu, nu mă așteptam să se ajungă la dinastia, să se tragă cu arma, să dăm de toți nebunii care nu vor să se oprească în trafic, putea fi o zi atât de lejeră în care doar să vedem și noi niște supercaruri, dar bineînțeles că viața de polițist nu este atât de ușoară Am ajuns la secția de poliție Gata și cu treaba noastră pe ziua de azi Lăsăm mașina aici să o mai repare un pic Că sincer am lovit-o un pic nu există, cred o zi în care să nu lovești mașina de poliție, din păcate. Vedeți, are bara în față destul de strâmbă, dar în rest cam atâta se descurcă bine, ascundem și noi arma. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați să scrieți în comentarii dacă mai aveți sugestii pentru noi episoade. Și noi ne revedem data aviatoare. Și pașpa.